Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mare de cartă, om, să nu plăm acolo. Să-mi aduci și de repede pe fiecare de acolo? Uite-l la
suntem comenzi la guvern, nu vrem vila nimănui, suntem încă absolut de pierdurii la luptă. Solicităm atât aplicarea legii pensiilor militare de stat, așa cum a fost promulgată, amenințată de toate porcăriile de care se promulgă. Iar principal astăzi este o lege în Parlament, acordarea unui drept care este al fiecărui cristian, al formei de grad și la rezervă, în fie război, pe care a fost adresat noastră, fie militar și militar. Legea sa la dezervă, mai este aplicată legii, fie în special la dezervă, la dezervă. Continuu, și nu înțelegem de ce. Oamenii ăștia politici nu construiesc. Fac jocul NATO sau jocul lucrurilor. Vom merge să fim urmările în asta și să facem. Nu astăzi. Avem pregătire partidele, avem pregătire ministerele, am pasat la scoasele, dar prin de mătări m-am venit în viața victoriei din toată țara. Aceasta este o vizitare. Vă dorm și încercăm eu la mâine. Și solicităm acest drept care este absolut de legat până în 24. Acesta este mesajul acestui debat. Și mulțumim tuturor și toate organizațiilor, mulțumim polițiștilor care au sprijinit și noi îi sprijinim, pentru că la o adică noi suntem cei care știm exact ce înseamnă război, noi știm exact ce înseamnă prostia ca de militarilor rezerviști, polițiștilor de penitenciare și a polițiștilor va intra în sediul PSD. Vom discuta cu domnul Paul Stănescu, cel care, din conducerea PSD, secretarul general, care va primi problemele noastre. Sperăm să există un dialog constructiv. Vă rog frumos să nu plecați, pentru că de aici ne vom deplasa și la sediul PNL, pentru că vrem ca întâiul ostaș al țării să-și aducă aminte că și el odinioară a fost militar, chiar dacă pe dumneavoastră m-a trădat. Pe noi și activ încă n-a făcut-o și de aici vom merge la sediul PNL să vedem dacă există dialog și colaborare și cu sediul PNL. Văd că este deschidere din partea PSD la un dialog cu reprezentanții organizațiilor militarilor rezerviști, a sindicatelor din militarilor rezerviști, însă dialogul nu este suficient. Noi vrem rezolvare, o să punem pe masa domnului secretar general Paul Stănescu revendicările dumneavoastră. Sperăm să avem și un rezultat și o, cum să vă spune dumneavoastră, un dialog constructiv. Vă ține la corect, vă rog frumos să nu plecați. Documentele le veți avea pentru că am fost pe documentele și le veți vedea de găsit pe seacă.
Chestiunea este următoarea. Legea este în Parlament 260. Dacă până în 24 octombrie amendamentul referitor la rezerviști nu trece, pe 25 rezerviști totul s-a răsărat pierda victoriei. Țineți minte că de promisiune am avut inclusiv scrise. De niciuna nu s-au ținut. Niciunul, niciunul. Timp ce noi stăm la, înăuntru, nu plecați, stați la umbră pe spațiul verde, ne roagă domnii jandarmi să nu blocăm intrarea în PSD. Dacă nu ne convine ce discutăm, vom bloca toate intrările până la urmă. Dacă nu și la PNL de aici, va trebui să vin și acolo, tot atenția, cel puțin, ca să nu se supere unii, că i-am plătat cu banii de Domnul Tălvar. Vă dați seama?
care sunt revendicările noastre, le-am propus să vină cu soluții, pentru că nu așteptăm să treacă timpul și nu jucăm la trecerea timpului. Domnul Paul Stănescu, cu ministrul apărării, mi-a promis că săptămâna viitoare ne vom întâlni, așteptați, săptămâna viitoare ne vom întâlni cu domnul prim-ministru și cu domnul Nicolae Ciucă, în aceeași formulă. N-avem cum să refuzăm, că dacă nu dialoghez, nu rezolv nimic. Că de-aia n-ați rezolvat nimic până acum, că n-ați dialogat. Ciucalot! Eu vă rog pe dumneavoastră, perseverență, nu lăsăm armele în rastel, armele democratice, protest, pichetări și tot ce putem face extrem, dar legal. Eu voi fi alături de dumneavoastră, iar săptămâna viitoare, pentru că știți foarte bine că dacă nu există colaborare și nu există consens în coaliția de guvernare, chiar dacă vrea PSD-ul să ne dea solda de grad, nu o să vrea PNL-ul. Drept urmare, noi o să plecăm de acum de aici la sediul PNL, să vedem dacă întâiul ostaș al țării ne primește. Mergem și acolo. Însă, săptămâna viitoare vom veni cu aceleași revendicări și vedem dacă există consens în coaliție. Dacă nu, peste două săptămâni, când avem protestul invers, vă rog frumos să veniți din ce în ce mai mulți. Acum am venit pașnici, deschiși către dialog, pentru că ne-au acuzat că dacă nu dialogăm, nu putem rezolva nimic. Noi suntem cu onoare, noi ne respectăm principiile, noi respectăm valorile, ne respectăm cuvântul dat. Acum, în aceeași formulă, mergem și la PNL. Să vedem dacă e cineva din conducerea PNL care să discute cu noi. Că ne duc cu Zăhărelul, că nu ne duc cu Zăhărelul, vom vedea peste două săptămâni. I-am propus împreună cu toți reprezentanții, deci delegația a propus domnului secretar general al PSD Paul Stănescu și domnului ministru al apărării Tâlvăr, i-am propus să dea o ordonanță de urgență în maxim două săptămâni, care să actualizeze acest salariu de grad. Acum așteptăm voință politică. Cedăm? Nu! Cedăm? Nu! Haideți la PNL! Nu știu, bă, zis ăla, așa zic, ai tălba. Mi-am venit în toată.
În ideea în care nu suntem nici cum au fost ieri trei ciobani și i-a dat cu talanga în capul lui Lula, suntem toți oameni care știm că au fost până la școli, militari, Hai, Dan!
Nu, nu Oh!
Portavocea, vă rog frumos. Ia de la Dogaru. Vezi că zice că nu-i nimeni decât... Auziți? Da! Stimați colegi, am fost la PSD, am discutat cu conducerea PSD, am ajuns aici la sediul PNL, să vedem dacă cineva din conducerea PNL, mai ales că avem șef al PNL, un fost militar, un ostaș în slujba țării, cum se auto-intitulează, și să vedem, dacă ostașul în slujba țării își aduce aminte de pe vremea când era militar și dacă are respect față de militari. Și dumneavoastră este militar rezervist, să vedem dacă ne tratează cu respect. Haideți să încercăm dacă ușa PNL este deschisă. Uitați și dumneavoastră cum a ferecat cei de la PNL ușa și vor să dialogueze cu pensionarii militari. Dacă ăsta este respectul pe care Nicolae Ciucă îl transmite militarilor rezerviști, înseamnă că n-a fost niciodată militar. Și azi dimineață am auzit o știre potrivit căruia numele lui este pe plăcuța de la liceul militar. Va fi și pe plăcuța acestui partid, dacă rușinea PNL, care a îndropat PNL-ul pentru că nu știe să dialogueze. Rușine, domnule Nicolae Ciucă, general în retragere sau în rezervă, cum te-ai tutrezi dumneata, pentru că n-ai vrut să vorbești cu militarii. Au venit aici, stați puțin. Aștept și eu de la dumneavoastră să-i transmitem domnului Ciucă același respect, cu ghilimelele de rigoare, cu care ne-a tratat pe noi astăzi la un protest organizat și pe care mass media toată l-a preluat. Rușine, Ciucă! Domnul Ciucă! Sunteți acasă, domnul Ciucă! Vrem să vă ne mobilizăm! Ciucă! Domnul Ciucă! Militarii rezerviști au nevoie de dumneavoastră! I-ați trădat! Sunteți un trădător pentru noi! E Ciucă-l nostru! E Ciucă-l nostru! Demisia domnului Ciucă din fruntea acestui partid! Din fruntea oricărei funcții publice pe care o are! Este președintele Senatului! Haideți să strigăm în cor! Demisia! Demisia! Demisia!
sunteți aici. Rugămintea mea la dumneavoastră ca peste două săptămâni să fim aici mii, să vadă și domnul Ciucă ce înseamnă să-i protesteze mii sau zeci de mii de oameni la partid. Dragi rezerviști, nu stați în confortul aerului condiționat de acasă. Știu că este greu. Sunteți militari și că este ar și țări și că este frig. Dacă asta înseamnă luptă, veniți aici la luptă în stradă. Unitate! 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 O completare. Azi dimineață domnul Ciuc a comunicat că a fost șef de promoție la Academie. Care? Ne bate cu o întreagă promoție, nu uitați! A fost un nimeni în școală. În clipa în care am ajuns aici, am comunicat cine ne-a primit la PSD să se comunice ca să fim primiți și la PNL, să le spunem care sunt dolanțele noastre. Că de povești venite pe colateral se rezolvă. Vom vota, o facem. Când? La 1 ianuarie? Cu alt guvern? Cu altă majoritate? Nu vă să dure de minciuni? Legea trebuie să iasă așa cum trebuie până la 24 octombrie. La pe 25 vom fi în stradă. Toți, cine nu vine cu noi, e promoția Ciucă. Adică trădătorii! 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 Recunoașterea gradelor militare a soldelor de grad? Acum! Nu mine! Nu pătrii! Nu la anul și la mulți ani! Mincinoșii! 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 Domnilor, încă așteptăm să avem o discuție civilizată cu dumneavoastră. Cu aceia dintre reprezentanții dumneavoastră care își pot asuma răspunderea unui dialog deschis, de minciuri suntem sătui. Nu uitați că vine votul și noi suntem mulți, mult mai mulți decât păreți. Yeah, I think it's a good one. It's a good one.
Thank you.
PNL? Partidul Brătienilor condus de un militar, cred că se cutremură Brătianu în urmă. Când Partidul Lupsov Național Liberal a ajuns să fie condus de un militar și ăsta foarte slab și un iesmen. Ne-am lovit de ușă închise, estimați camarazi, la sediul PNL. Peste două săptămâni de zile vom veni mii sau zeci de mii. Mobilizați-vă, pentru că acele uși închise de la PNL trebuie deschise într-un fel sau altul. Democratic, pașnic, legat. Așadar, am vorbit cu reprezentanții militarilor activi, ale sindicatelor. Noi vom pleca astăzi la casele noastre cu promisiunea că ne vom întoarce peste două săptămâni. Și vreau să-mi promiteți dumneavoastră acum în cor că peste două săptămâni veți fi alături de noi. Noi, cadrele militare active, polițiști, polițiști de penitenciare, suntem alături de dumneavoastră cu o singură condiție. Fiți bătăioși, fiți militari. Un militar nu cedează așa ușor. Vreau să-i răspundeți acum dumneavoastră și să promiteți. Revenim peste două săptămâni! Da! Încă o dată! Revenim peste două săptămâni aici la PNL! Da! Domnule Ciucă, vom veni peste dumneavoastră să vă demonstrăm că sunteți o rușine a cadrelor militare! Dacă adio, domnule Ciucă! Ne vedem peste două săptămâni!